Salut! În videoclipul acesta vom discuta despre un lucru pe care puțini îl știu despre Multiverse X. Pe lângă asta, cum urmează lansarea X-Money și a cardului Multiverse X, vreau să discutăm și despre concursul cu premii de 150.000 de UTK și o comparație între UTRAS și PayPal, plus analiza tokenului UTK cu zone de buy și sell. Dar înainte să începem, dacă apreciezi acest conținut, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu. Destul de mulți am auzit despre Multiverse X, dar oare știm noi cum funcționează rețeaua? Ei bine, în videoclipul acesta vreau să vă prezint modul în care Multiverse X funcționează într-un mod simplu, mai exact sistemul de Adaptive Sharding. Prima dată să vedem ce este shardingul și după Adaptive Sharding pe care Multiverse X îl folosește. Blockchain-urile sunt de fapt niște baze de date unde datele introduse nu pot fi șterse, iar shardingul este o tehnică de împărțire a bazei de date blockchain în bucăți mai mici. Pentru a face procesul de procesare și stocare a datelor mai rapid și mai eficient, fără a afecta securitatea și descentralizarea rețelei. Putem vedea pe Explorerul Multiverse X că există în total 3200 de validatori. Fiecare validator operează un nod. Asta înseamnă că sunt în total 3200 de noduri în momentul de față și acestea pot procesa vreo 30.000 de tranzacții pe secundă dacă ne luăm după ce a spus echipa anul trecut la X-Day. Vorbim aici de tranzacții simple și o tranzacție simplă înseamnă să trimiți EGLD dintr-un wallet într-altul sau cel puțin asta înțeleg eu. Un nod, ca să fie eligibil pentru a procesa tranzacții, trebuie să aibă minim 2500 de EGLD în el. Să rulezi un nod pe Multiverse X este foarte ieftin, detaliu ce va face diferența față de alte blockchain-uri pe care pentru a rula un nod ai nevoie de putere de procesare mare. Costul unei tranzacții simple este de 0,00005 EGLD. Costul unei tranzacții de tip smart contract poate ajunge la 0,005 EGLD în funcție de dificultatea acesteia. Acum trecem la Adaptive Sharding. Multiverse X nu are implementat sharding, ci Adaptive Sharding, adică poate scala în funcție de necesitate. Deci, spre exemplu, dacă am avea nevoie de 60.000 de tranzacții pe secundă, adică dublu față de ce poate procesa în momentul de față, atunci rețeaua ar avea nevoie de 6.400 de noduri și implicit un nod ca să poată valida ar trebui să aibă minim 1.250 de GLD, adică jumate din 2.500 de GLD cât are nevoie acum. Asta înseamnă scalare și descentralizare. De asemenea, dacă prețul EGLD ar fi de 1.000 de dolari, atunci rețeaua și-ar putea diminua taxele și în continuare să rămână ieftină, sustenabilă și scalabilă. Exemplu, la taxele de tranzacție, care sunt acum de 0,4 de 0,15 EGLD, mai se adaugă un 0 și o să fie un 0,5 de 0,15 EGLD pe tranzacție, astfel încât taxele să fie mici. Și invers, dacă prețul EGLD ajunge la 1 dolar, atunci taxele de tranzacții pot fi mărite, dar tot la fel de ieftine să rămână și în continuare rețeaua să rămână ieftină și sustenabilă. Continuăm cu concursul UTRAS cu premii de 150.000 de UTK. Pentru a participa trebuie să faci un post pe Twitter cu hashtagurile XMoney și XMoney Future și să răspunzi la cele 3 întrebări. Care este viitorul finanțelor, având în vedere cât de rapid și scalabil este blockchain-ul Multiverse X? Care este noua utilitate a tokenului UTK care ar îmbunătăți cel mai mult viața ta financiară? Cum vezi rolul XMoney în definirea viitorului banilor în Metaverse? Titlul poate să fie sub orice formă, video, meme, articol și așa mai departe, iar cele mai bune propuneri o să poată împărți premiile în modul în care le vedeți pe ecran. Și încă o chestie, după ce ai distribuit titlul pe Twitter, trebuie să-l trimiți la linkul xmoney.com/apply. Și încă ceva, dacă vezi că cineva participă la concurs cu acele hashtag-uri pe care le-am menționat, poți câștiga și tu ceva premiu dacă dai retweet la cel care a participat. Apoi câștigătorii se vor anunța în 25 mai. Pe Twitter am participat și eu la acest concurs. Dacă ești curios să afli la ce m-am gândit eu pentru cele 3 întrebări despre XMoney, te aștept pe Twitter și o să găsești linkul în descriere. Cum urmează lansarea XMoney, s-ar putea ca prețul să aibă parte de o creștere și vreau să fac o analiză pe weekly, pe timeframe mare, să vedem ce niveluri ar trebui să urmărim pentru tokenul UTK. XMoney constă în TwiSpay și UTK, de asta voi analiza UTK, deoarece TwiSpay nu au încă un token. Prețul actual este la 10.577 și vedem că din 2022 prețul se tranzacționează în range-ul 7 cenți și 15 cenți. O rezistență importantă este în jurul valorii de 12 cenți și 13,6 cenți. Se vede în partea dreaptă cu albastru. Putem observa că prețul a încercat să rupă această rezistență o dată, de două ori, de trei ori și a patra oară, dar de fiecare dată fără succes să se mențină peste. Să țineți vă rog cont că acesta ce urmează să vă spun este un sfat financiar, este doar părerea mea. Fiecare este responsabil pentru modul în care își investește propriul capital. Dacă faci vreo tranzacție și câștigi bani este strict meritul tău sau dacă se întâmplă invers, la fel este tot meritul tău. Pentru cine face swing trading, zone bune de acumulat sunt cele cu verde și anume 9 cenți, 8 cenți și respectiv 7 cenți, zonele din partea de jos.
iar o zonă bună de vândut ar fi în jurul valorii rezistenței acesteia marcată cu roșu, de la 12 cenți până la 13,6 cenți și păstrat o parte din bag în cazul în care ajunge la 15 cenți, zona cea mai de sus, rezistența cea mai de sus. Să spunem că atinge doar prima zonă de acumulare, cea de la 9 cenți, dacă ar ajunge până la prima rezistență, ar însemna o creștere de 36%. Fiecare ar trebui să decidă dacă merită riscul sau nu. Și în final vreau să vedem comparația între Utra și PayPal. Ambele sunt procesatoare de plăți care permit tranzacții ușoare între cumpărători și comercianți, dar Utrust are câteva avantaje față de PayPal. Utrust are propriul token, UTK, care este folosit pentru a plăti tranzacțiile pe platforma lor. PayPal se ocupă în schimb doar cu monede fiat. O altă diferență cheie între cele două este că Utrust rulează pe un blockchain descentralizat într-o anumită măsură, și anume Multiverse X. Asta înseamnă că toate tranzacțiile sunt înregistrate pe o rețea de computere din întreaga lume, ceea ce face practic imposibilă piratarea sau manipularea tranzacțiilor. PayPal rulează pe un server centralizat, ceea ce îl poate face mai vulnerabil la atac, însă cu toate acestea, PayPal este în prezent cel mai cunoscut procesator de plăți și rămâne de văzut dacă Utrust, după unirea cu Twist pe Unix Money și lansarea cardului Multiverse X, o să crească în popularitate sau nu. Am găsit și o poză pe Twitter foarte interesantă. Vedem că taxa de tranzacție pentru PayPal este de 2,9% plus fixed fee, pe când pentru Utrust este taxa doar de 1%. Border fees pentru PayPal este de 0,5% sau 2%, iar pentru Utrust nu există border fees. Când vorbim de chargeback fees, pe PayPal este de 20% și Utrust nu are. Și apoi conversion fees pe PayPal este de 4%, iar Utrust la fel nu are. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc încă o dată pentru fiecare like și fiecare comentariu pe care lăsați pe acest canal. Vă aștept și pe Twitter și în grupul de Telegram. Găsiți linkul în descriere și noi ne auzim data viitoare. Ciao. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.